Ce și bună ziua! Astăzi facem o mâncare care nu ne-am așteptat că o facem, adică eu când am fost sâmbătă la Kaufland am cumpărat pulpe de pui și am cumpărat chiar și mușchiuleț, așa. Ok, nu s-a văzut. Și eu m-am îmbolnăvit, am fost răcită cobză, nici acum nu sunt eu chiar bine. Și atunci au rămas acolo în frigider, Angie a făcut, eu știu ce a făcut acolo, șnițele, dar nu știu de ce au făcut. Foarte... De înceafă. De înceafă? Da. Nu, eu ceafa aia am luat-o, ceafa cu ăsta, unde e ăla lung? Ah, la tine. Mușchiuleț. Mușchiulețul. Am luat să fac sarmale. Și eu m-am îmbolnăvit și atunci n-am mai putut să vin la bucătărie, că de-abia vorbeam, mă durea gâtul și o făcut ea. Și astea acum erau în frigider, că dacă le pui în congelator, parcă nu mai-s vinită să descongelezi pe ele. Și astăzi chiar trebuie să le fac, neapărat, fiindcă nu mai poate să stea atâta. Și m-am gândit ce să fac pe ele, dacă fac un papricaș cu găluște, că aia îmi place mie, sincer, găluștele alea în papricaș, cu roșie în papricaș, cu un ardei, frunză, ar fi și fain. Dar m-am gândit, hai să fac mâncare să fie în casă, mâncare până așa, și fac din pulpele astea și din mușchiuletul ăla, chiar fac sarmale. Dar m-am gândit că pun și slănina asta să dau completare cumva la carnea de pui. Și facem sarmale cu carne de pui. O să iese bine, fiindcă am și mușchiulețul ăla de porc și mai pun și slănina asta și iasă bine. Și pe asta aș putea să fac și o supiță, o ciorbiță, ceva, dacă vreți. Vă fac. Ciorbiță? Da, ce vreți voi. Chiar o ciorbiță așa, adică supă, cu găluște din aștia de făină. Știi ce faineasă? Știu eu cum zic. Pun o mână de mazăre, pun niște găluște, pun oasele astea care eu le scot de aici și iasă faină zamă de numai. No, ce vreau să vă spun astăzi, m-am dus în oraș ca să îmi cumpăr medicamente și până Daci nu l-am trezit, o dormit, zic, până vine înapoi, eu mi-s acasă. M-am trezit la 7 și am zis, mai mă culc o oră, ce să fac la 7? Și mă luam somnul că m-am trezit, a fost 10. No, eu până la 9 și ceva, aproape 91 sfert a fost când am plecat de acasă. Și m-am dus așa liniștită, m-am scos medicamentele. Nu te-a sunat doamna de la farmacie care trebuie să iau medicamentele? Nu. Să scot. Să le scot, da. Alea care îți dă diabet. Nu. N-au avut nu știu ce și-au spus să venim că ne sună astăzi. Dar astăzi, dacă chiar nu mă sună, trebuie să mă duc, poate că... Dar rețete la tine? E la mine, da. Eu pot să scot oriunde altundeva. Nu, dar că mergem și întrebăm. Acolo îmi dă mie acele toate și e mai bine așa. Nu să-mi dea 5-6 bucăți. Ne-am sfârșit, asta e altă treabă. Mamă, câtă carne o să fac aici. Nu mă filmează. Păi aici e 1,5 kg. Faci cât pentru o nuntă. Hai să vedem cât. E mai mult sau mai puțin? Nu, du-te. Du-te așa, de la... Să vedem. Scrie unde aici. Da, pune aici. Așa. Un kil. 1,100 kg
Un kil 200. Și cu ăla pune un kilogram jumate. Un kilogram jumate, da. Un kilogram 450. Da, da, da. Da, bine. Poți să pui înapoi, aici. Și faci așa, nu? Păi acum, pe jumătate de kilă, să nu fac. Nu zici ce vreau să povestești. Da, o să spun. Și am scos medicamentele de la farmacie. Stai un pic. Ok. Deci ai scos medicamentele de la farmacie. Da. Și mă întâlnesc cu o doamnă. Și mă întreabă, o doamnă care m-a cunoscut. De la televizor sau... Sau așa? Așa. Și zice, cum mai smere canalul? Și mă întreabă. Dar eram într-un magazin. Și doamnele care mai erau pe acolo auzau. Și zic, să știi că merge bine, dar m-a cerut o doamnă cu că să fac o supă de lobodă. Și zic, chiar într-adevăr eu acum m-am răcit, m-am bolnăvit și n-am mers acolo la piață să pot să fac treaba asta, dar o să merg, sper că nu se termine lobota. Și zic, eu nu prea am făcut, păi zice, o faci ca cum faci supa de salată, așa o faci. Și iar eu insist și spun, tai acolo o ceapă, un morcov, le călesc și atunci pun și sălata sau pun la final, adică nu sălata, loboda aia. Și ea o cam tăcut cumva și atunci o doamnă în vârstă o auză și zice, nu așa, faci așa cum ai spus că călești ceapa cu verdețurile, dar loboda o iei și o părești, fiindcă loboda îi un gust amar și dacă o pui direct, se amărăște și supa aia. Dar tu trebuie să o părești, atunci o pui acolo în supa aia care am făcut tădearea, deci unde am călit eu tot. Pui aia la final și zice, așa se face. Altă doamnă o auzit. Zice, nu o mai opăriți, doamnă. Nu o mai opăriți. Puneți acolo, zice, cum a spus, verdețurile le căliți și puneți apa, o fiert și pe când e gata, zice, speli și loboda. O speli și o pui acolo, zice, și e gata mâncarea. Asta la altă doamnă. Doamnă, dar mă jicniți? Așa fac la comentarii. Mă jigniți, doamnă, adică cum? Să o puneți așa amară? Păi nu se pune așa. Asta la de care m-a întrebat, până acum m-a tăcut, dar o mâncat-o și pe ea pe limbă. Și zice, da, că așa nu se face, că e amară, că și eu fac așa, dar până acum nu am zis nimica. Și a început și toate trei. Doamne, doamne, s-au contrazis acolo. Și eu mă uit pe ele și le spun, doamnelor, vă mulțumesc din tot sufletul meu că m-ați îndrumat și e bine fiecare cum a spus. Acum luăm tot ce e mai bun. Da, și e bine, zic, așa cum a spus și vă mulțumesc și m-am luat și am plecat de acolo, știți cum am plecat? Cumva, cumva că nu m-a convenit că s-au luat ele așa. Și mă gândesc la doamna care era mai în vârstă, Domnul să o binecuvinteze, să le binecuvinteze Dumnezeu pe toate trei, dar așa trebuie, opărită, fiindcă dacă ea îi amar, bate spre amar, e foarte bine că ai opărit-o un pic și atunci o tochiu așa mai mare, ca pe spanac
Și o introduc acolo, după aia, după ce e opărită. Eu zic că așa e bine. No, stai acum să venim la comentarii. Doamne, mă jigniți! Da. Deci, în timp ce prăjitura îi în cuptor se face, noi tăiem cărnița. Da. Cu toate că avem așa un robot care în 5 minute ar fi fost măcinat. Mai mult, în 3 minute. Da. Atâta te judecă lumea, mami, că din stui carnea. Da, dar să încerce. Uitați, vedeți cum am luat eu pe cele 3 doamne. Și de bun și de rău, cum să zice. Că m-am dat așa o idee că bine zice doamna asta, dacă e amară, să o părești. Așa zic eu. Mare lucru că vă uitați la mine, vă mulțumesc. Dar încercați măcar o dată. Vezi că să cam ăsta să mișcă și atunci poate l-a filmat, să prea mișcă, că să duce și într-o parte și n-a. Încercați măcar o dată ca să vedeți despre ce e vorba, care eu încerc de atâta timp să vă arăt că e foarte bine așa cum fac eu, adică e foarte gustos. Dar dacă nu faceți, degeaba mă judecați. Fiindcă trebuie prima dată făcut și după aia judecat. Cineva a mai făcut, nu spun eu că nu. Da, și că tot așa să le facă. Multe doamne au spus că toată familia a fost mulțumită și de acum încolo face ca mine. Dar încercați să vedeți, Dumnezeu știe că nu vă mint că o doamnă aia și-o au spus. Și dacă mai mă aude acum, poate să confirme că da, într-adevăr, așa îi, că i-a plăcut foarte mult cum am făcut eu. Dar asta e altă poveste. Dumneavoastră știți, eu știu că fiecare cu asta au crescut, cum știe, dar puteți să încercați și altă variantă. Sau nu. Sau nu. Dar chestia e să nu judecați dacă, știi, o, nu se face așa, doamne. Păi faceți cum vă place, noi facem cum ne place. Noi spunem că noastre sunt bune. Dar să știi că și cum am făcut soacră mi-a plăcut. Deci ori așa, ori așa, toți normale bune sunt. Normal, sigur că da, sigur. Chiar m-a plăcut și alea lui soacră mi-a. Eu nu spun că nu. Dar probabil că majoritatea face așa cum face soacra ta, că ar fi un stil mai spre românesc. Zic eu, da, de la mine. Asta e alus bănăț. Deci, lasă să termin eu, dar da. Ce bine? Dar mă gândesc că fiindcă noi suntem câtă Timișoara, sunt mulți sârbi și daci foarte tare să mișcă ăsta. Nu, și eu ce să fac? Păi da, e bine la filmat, foarte că se mișcă. Sunt mulți sârbi și nemți și mulți unguri, că noi suntem între ei. Și atunci probabil că noi am luat rețeta sârbească, că mulți sârbi face așa cum fac eu. Eu fac și ghiveciul lui sârbii ăștia, ghiveci sârbesc, și mai multe mâncăruri așa cum fac sârbii. Și probabil că ăsta ar fi adevărul. Dar încercați să vedeți cum fac eu și atunci o să-mi spuneți și o să-mi mulțumiți. Deci în Banat se face, dar nu peste tot, doar partea aia câtă sunt. Da, câtă Timișoara, câtă... Cine stă mai aproape de Timișoara, de Arad? Părerea aici din părțite. Fiindcă un exemplu știu pe verișoara lui mama mea, care soțul ei era din Răpsâg și făcea, soacra ei punea sarmale, nu știu dacă nu te judecă lumea că se mișcă tare ăsta. Mai... Nu știu, nu știu.
Mami, are stabilizare. Ok. Soacra lui, verișoara lui maică mea, punea în sarmale trăhană. Deci cum pun eu în supă, punea trăhană în sarmale, în loc de orez. Probabil n-aveau orez, că atunci cam era problemă cu orezul. Și ori văzut că mere treaba și cu trăhana aia și făceau cu trăhană. Sau mai făcea cu pisat. Pisat înseamnă făină de mălai. Dar cea aia mai măricică, care mâncă pui când îți mici. Și punea în loc, da, aia îmi place și mie, că chiar am mâncat și eu și știu că e fain. Și asta m-am amintit, că nu se spune doamnă pisat, că pisat e altceva care e, care e organic în viață. Așa. Așa se spune, nu se spune, la noi se spune păsat. Apăsat. Da. Nu se spune păsat, se spune pisat. Da, păsat am auzit la maramureșeni, în Maramureș. De ce știu? Fiindcă la noi în sat foarte mulți maramureșeni era veniți și ucraineni. Și știu că noi era vecinii noștri și eram foarte bine cu ei și chiar mă jucam cu copiii lor și așa mai departe când eram mică. Și știu ce vorbesc. Ei spuneau pasat, așa cum zice daci. Eu înțeleg că la nivel de țară așa se spune corect, dar noi suntem obișnuiți cu multe cuvinte care le folosim în dialect și care câteodată nici nu ne dăm seama că vorbim în dialect anumite cuvinte. Da, tot aia îi, dar știi ce vrei să zici? Nu-i mare lucru. Eu am înțeles și fata care întreba, sau chiar femeia care întreba, ce înseamnă aia părădaiță? Daci, aștept să le tai mai mici. Da, tai. Vezi că astea sunt cam inflate aici. Stai că întorc atunci. Ai închis? Nu, no, închis. Ok. Da, și cam așa. De înțeles cumva ne înțelegem noi. Am vrut să spun de doamna care m-a întrebat că ce înseamnă aia părădaiță. Poate că într-adevăr că la noi se spune părădaiță la roșie și la ei nu se spune și nu știut. Dar și la noi, uite, nu se spune multe cuvinte cum în alte părți, dar totuși știm despre ce e vorba. Păpușoi. La noi nu se spune la cartofi picioci. La noi nu se spune la cartofi napi. La noi se spune crumpi sau cartofi. Crumpi se spune la noi. Mai mult ca cartofi. Dar și cartofi se spune. Sau la porumb, păpușoi. Da. Și nu. Dar totuși avem un habar și știm că în alte părți cum s-ar spune. Totuși știm, să știți. Noi nu suntem oameni, cum să spun, suntem oameni simpli, nu suntem oameni cu, hai să spun ce am să zic, cu nasul pe sus. Nu suntem așa ceva. Noi, dar și dacă știu să spun altfel, n-aș spune, fiindcă mie așa îmi place să spun. Nu sincer. Avem sânge albastru, suntem toți ca toată lumea limitați, nu cunoaștem tot, absolut. Mai și greșim. Da, păi, odată cine nu greșește? Odată am spus, în loc de papile gustative, am spus papilom. Și papilom înseamnă o afecțiune a pielii, care e total altceva. Nu, am greșit. Nu m-am dat seama atunci ce am spus. Da, eu de câte ori nu greșesc când vorbesc ceva. Fără să vreau ea să porumbelu. Și ce să fac acum? Să mă amedez? Este și oameni acolo, sus, care mai pocesc cuvintele. Să știți că soțul meu la mazăre spune fasole și la fasole zice mazăre. Și acum ce să mă cert în fiecare zi cu el, că nu așa trebuie. Așa știe el că trebuie să spună.
Acum știe diferența. Da, da, știe întotdeauna. Dacă nu-i ceva, ce ai făcut? Faci mazăre. Da. Oh, ce, da, ce? Astăzi m-a stresat cu telefonul. Că să chem poșe de la telefon. De la telefon. De ce? Păi nu mai e telefon. Păi tati dai băgat în priză. Păi nu știu. Și atunci după ce să chem pe? Păi treaba lui. Păi ce e treaba lui să vină să spună în priză telefonul? Am mai și am rezolvat telefonul. Să știți că cam greu să taie carnea asta. Depui, da. Da, și ce fain am tăiat mușculețul. De porc, da. Dar mama mea, când vrea să facă așa ceva, punea apă fierbinte păstă carne și atunci carnea imediat se opărește. Dar nu se opărește, că nu o lași pe foc. Numai apa aia fierbinte punea păstă carne, golea apa aia și atunci carnea stătea acolo, puteai să o tai cum mai vrut. Asta făcea maică mea, să știți. Mai făcea și ea din când în când. Bă, dacă ai pus-o să facă prăjituri, imediat le-a făcut. Aia i-a plăcut. Așa. Și bunica mea o băjucurea, iar îți faci chifluță. Așa, spunea chifle. Nu face nimeni cum a făcut bunica mea. Iar îți faci chifluțele. Tu nu le reușești cum a făcut. Eu n-am răbdare. Nu, departe. Nu, nu, eu n-am răbdare și o spunea câtă mine. Când le... Deci a luat, știu să-l fac, numai când să le fac acolo. Și o zicea, Doamne, iartă-mă, parcă ai sărbătorii la mâini. Nu știu ce înseamnă aia. Angele ar face fain. Că ea are răbdare cu așa ceva. Oh, Doamne. Și când mă trimitea bunica mea undeva și nu vineam imediat, repede, îmi spunea niște cuvinte că acum nu pot eu să le spun pe post. Că tu ești trimisă să mergi după... După prunie? Nu. No, bine, notați. După moarte, zicea. Doamne, fer. Că nu mai ar veni în veci, zice. Așa aveau ei un cuvânt urât. Bătrâni. Bătrâni. Dar așa era obiceiul lor care să vorbească așa. Sau eu știu cum să mai exprim, că nu știu. Mai bine nu zic, dacă e așa ceva. Într-o zi o să vă arăt pe bunica mea. Și e poză și cu străbunica. Da, am poză și cu ea, dar numai una. N-am mers la țară să mă aduc eu pozele mele de la neamul meu. De la ce neam? De la Sărică. De la... Crezi că au avut? Da, au avut. Da, le-am lăsat acolo. Ce să știu să zic? Păi înseamnă că mai ies acolo, în casă. Da, dacă a mere și dăm de copiii lui, poate că nu le-au aruncat. Am avut și eu speranța că vine verișoara mea și să mă duc la țară cu ea. Nu, nu vine. Dar de ce trebuie musai să merg cu ea? Nu știu, parcă n-am curajul să... Ea nici nu prea a crescut acolo în sat. Ba da, a crescut cu mine. Adică... În vacanță. În vacanță. 3 luni de zile au fost cu mine. De-aia suntem noi așa apropiate. Eu mă consider cu ea sora mea, nu verișoara. Fiindcă cu ea am crescut. Doamne, de-abia apucam să vină vacanța. Da.
Ia ca așa. Ce facem acum? Facem video separat de sarmale. Da, da. Cu tăiatul cărnii. Da. Nu. Tăiat de carne și cărnit. Asta e că e 20 de minute. Dinstuit și pus la foc. N-ai înțeles ce am zis. Nu, în sfârșit. Dacă nu înțeleg, nu înțeleg. Păi video ăsta e lung. Ăsta? Da. Acum, ce am făcut cu... Până am povestit aici, până am tăiat carne. Da? Da. Și păi da. Călitul de carne și căpuniu în frunză nu mai e așa mult. Ei, nu. Poți să strângi acolo, daci sau mă duc eu. Păi poți să strângi. Asta. Eu ajut pe oameni la tăiat de carne. Imediat merg cu Natalia la logopedi. Nu am lapte și beau cafea fără lapte și așa nu-mi place. Hai să mergem să luăm lapte astăzi. Și așa ai zis că vrei să mergi la cumpărături sau? Merg. Este o muscă aici, enervantă. Așa îmi place că e cald, pot să umblu cu șlap și tricou. Cel mai mult îmi place începutul verii. Vara nu prea place, prea cald, te obosește căldura. Primăvara și toamna e cea mai faină. Toamna nu-mi place. Da, nu când ploaie. Când deja e octombrie, așa... Nu-mi place, se... că știu că se apropie iarna. Ah. Da, dar de apucă să vină iarna. Vin cheltuieli, vine frigul, vine floșcăiale. Tot e gri. Nu-mi place. Da, dacă ai fi la munte și alb, frumos... Da. Dar la noi nu prea ninge. Acolo e mai, mai frig, la munte. Ia că e 1.35. Deci 35 de minute, nu? Ce? O stat la cuplu. Da. Păi ar trebui să facem... 30 de minute. Ar trebui să facem încheiere acolo, știi? Hai. No, hai. Eu totuși, nu știu cum să fac, video ăsta separat de sarmale. Da, da. Asta cu tea. A, nu. Nu? Nu, bine. Pune pe pauză. Acum întoarcem partea cealaltă. Aici deja s-a făcut. Vedeți? Și aici lăsăm foarte puțin, fiindcă aici de din jos nu e așa gros ca aici. Așa solid. Uitați. Vă arăt asta care s-a desfăcut. Deja ea îi făcută frunza. Deci aici nu trebuie atâta de mult lăsat. Dar partea de jos, lăsați, să zic eu, 5 minute. Uitați, e moale. Și atunci puneți așa furculița și luați frunza. Vedeți? Așa se procedează cu varză dulce. Vedeți? Asta înseamnă varză opărită, ca să facem sarmale. Uitați. Varză că nu mai avem, am în butoi. Acum iar întoarcem partea asta, că deja se vede că nu e făcută. Și atunci întoarcem pe partea asta. Aici avem o frunză care a căzut. Asta trebuie luată. Ce ai spus tu? Varză acră, nu mai avem butoi. Mai au rămas de mine vreo 3 căpățâni, din care soțul meu s-a dus și m-a dus ca să pun pe fur la sarmale din aia acră. Da. S-a dus și a luat el de acolo. Ca să... Într-adevăr, dacă puneți
varza acră de din jos, sub asta dulce, și pune și un pic de suc de roșii. Ia să niște sarmale. O să vedeți dumneavoastră cum fac eu. Deci acum ați văzut când am întors, nu are niciun minut și deja trebuie tors. Acum punem pe partea de jos, aici putem să luăm deja, să desprindem. Deci nu trebuie mult, dar trebuie pe foc, așa când clocotește apa. Și nu-i tare, nu-i nimica. Țin minte că soacra mea nu prea le avea sărăcuța, cu toate că ea putea să mă învețe pe mine. Și când meream la ea, de-abia întorcea acolo să facă zarmalele, că nu era varza bine făcută. Și zicea, trebuia să pun un capac, că s-ar fi moiat ea în frunza. Nu știu dacă mă credeți, dar mie îmi place ce fac. Deci chiar dacă îi varza asta că trebuie să o opăresc așa, mie îmi place. Nu știu dacă mă credeți, dar sincer vă spun. Dacă călesc sarmalele sau dacă pun să fac o ciorbă, o supiță, o ceva, chiar de-aia fac, că îmi place. Aca spune mami numai de forță majoră, dacă îi să intru eu la bucătărie de bună voie, nu. Dar bine, are ea, cum să zice, are aripă, mere, soțul ei și face de toate. Uitați, vedeți? Uite. E deja să desprinde și pe partea aia. Mai las un pic și atunci o întorc. Mai ai grijă la oală să nu zbiri culița. Oh. Nu fac eu nimic rău. Eu am mai avut o oală din asta un pic așa, că nu trebuie să fie nici mare, că străbă apă să ajungă până sus și nu trebuie să fie nici mare și nici mică, mică, că n-ajunge apa și atunci trebuie să ai potrivit când opărești varsa. Și aici e ceva. Dacă eu aș fi avut mai mică, ar fi fost mai bine, dar na. Dacă e prea mică, mică, nu se poate, nici așa. Nici eu n-am crezut că fac eu astăzi sarmale. Dar carnea trebuia făcută. Și ce era să fac cu ea? Chiar n-am știut ce să fac. Și într-o tocană, să fi făcut un papricaș, cum zicem noi, și să fi pus și niște găluște. Cât e cald, atunci mâncă toată lumea. A doua oară... Tati. Exact. Vedeți că spune Daci. A doua oară tati. Și atunci mai bine fac sarmale și stau acolo bine mersi, în frigider, și în două zile le papă. Tati. Văd eu cât îmi iasă și pot să fac mai puține și restul pun la congelator, sincer. Cât a fost? Un kil și 400? Da. Un kil 500? Eu nu prea fac așa multe. Un kil 450 a fost. Nu fac nici la Paști, nici la Crăciun, cum să zice. Eu nu fac mult, că de-aia fac eu în fiecare zi. Atunci când le scos din oală și scalde faine, atunci îmi place să mânc. Și chiar dacă fac și o turtă ceva, atunci da. De a doua zi, cine vrea, dar eu nu mai pot. Zice că la noi în sat era un vecin care nu știu ce a fost cu el. A fost un pic mai dus de acasă, nu știu. Dar zicea,
face Sofia mea niște sarme atât de bune și dacă mai le pui și după cuptor să stea vreo 3-4 zile, mai bune. Că atunci n-avea frigider, asta e ce povestesc eu. Bunica mea povestea, normal că nu știu de el de frigider. Dar dacă îi face Sofia lui și mai stă și după cuptor, sunt mai bune. Dar oare de ce? Nu știu. Mă gândesc acum. Nu știu, chiar nu știu. Doamne apără, că nu mai pot să le mânc, că sunt deja străcate. Trebuie să încerc. Eu le pun în pihniță. Îi mai răcoară. Așa știu să spun că așa povestea bunică. Și de nevasta lui, eu cred că ori fost ceva cu ei, nu a fost ceva. Ea sărăcuța nu știa la bani. Nu știa la bani și atunci zicea la bunica mea, când era la cooperativă, așa se spunea, când era la magazin, să cumpere și ei un ulei, o pâine, un zahăr, ceva. Și zicea, auzi câtă bunica mea, hai numără tu banii, că pe mine mă doare lipa. Să știți că nu spun prostii. Păi poate că de la sarmale. Să știți că nu-mi bagă Dumnezeu știe, dar așa spunea. Și mai spunea ceva, zice, auzi, vărui și eu, că vine Paștele și mă pun să fac curat, mai dau și eu unge și unge cu pelia. Adică cum a fost aia? Cum adică dai o dată acolo, o judată acolo și vine? Nu știu, mai dau și eu unge și unge cu pelia. Acum, am luat suficient. Și eu fac și vaza aia lată, că mi-e frică că nu mă ajunge suficient frunzele astea. Cu toate că îmi pare rău, că știu că îmi rămâne. Deci asta e prea mult acum. N-a fost asta prea, n-a fost asta mai mare? La fel, a fost amândouă. Ok. Acum, 5 le-am dat pe amândouă. Nu s-a așa scump. Nu rămâne un pagubă. Și pun și de jos și deasupra. Nu-i problema. Mai filmez și asta cum o faci? Fă ce vrei. Că știi de ce? Că video-ul ce l-am făcut când am tăiat carnea e de 22 de minute. Și atunci o fi video lung. Uite, până asta stai ce să se facă. Mm. Eu pot să tai ceapa. Ok. Dar oare unde să cărezi o carnea? Trebuie să o luăm îngrășăminte, mami, la petunii, că nu mai au așa multe flori. A, nu, asta e prima serie care s-a dus, știi? Și acum trebuie să înflorească a doua serie. Eu cred că trebuie îngrășăminte. Ia. Nici într-un an nu m-a ținut mai mult de sfârșitul lui iunie. Iulie, august, nu mai pot. Petunile nu țin mult. Dacă ți-ai fi luat mușcate din alea curgătoare, alea țin până toamnă. Am niște păsărele. Dar nu mai să duc și ei la piață, la pe câmp undeva, toată ziua îmi ciripesc, îs într-o veselie. Toată ziua. Acum e frumos că cânt așa, dar este când se ceartă. O doamnă Otilia îmi zice, cu dacii vă contraziceți mult și vă încurcă, era super când filma Angie. Dacii vă filmează și pe jumătate de nu vă mai vedem.
Eu mă uit de, și de 40 de zi și de 40 de, 40 de ori pe zi la dumneavoastră să semnați cu bunica mea. No, ce să-i răspund eu, Daci, la femeia asta? Că eu te încurc, că eu te contrazic, super când filma Angie. No, ce să-i zic? Eu spun ce am zis. Aveți ghinion, Daci. No, lasă. Stai să spun eu. No, dar la adresa mea, dacă îi să iau așa personal, nu iau personal. Ce pot să-i răspund eu? Spun eu. Deci, într-adevăr, cu tine mai mă drag de șireturi, cu Angie nu prea, fiindcă, nu, tu ești băiatul meu și îmi permit cu tine. Cu Angie las așa cum zice ea și vine lui, dar cu tine nu, e altceva. Și poate că nu îi place la toată lumea treaba. Nu, păi și eu ce să fac atunci? Sau că nu mă filmez, poate vrea să vadă și ei pe mine. Eu știu, păi cum să nu te filmez? Dar ce fac acum că te filmez? Nu am mâinile mele, sau eu știu. Poate când filmez exact ce faci, altcineva spune... Nu, nu, când te filmezi pe tine, altcineva spune că filmează ce faci, știi? Dacă filmezi ce faci, filmează pe bunica. Doamne, fie așa apără. I-am atunci atât, și pe mine și pe mâinile mele, știi? Îmi trebuie vreo 5 camere să filmez simultan și să am mai multe cadre deodată. Poate. Chiar așa profesional. Nu suntem așa profesioniști, că suntem la început. Acum, la început nu mai suntem, dar... Păi îi la început. Eu cred că e exagerat cu atâta cadre. Poți să ai 1000 de cadre, că dacă nu ai conținut acum cum trebuie... Acum ai momentul să întoarcem aici banja. Am lăsat-o suficient. Asta e carne, nu mai acum miroase ceapa. Miroase, da. Acum nu poți să faci chiar pe placul la fiecare. Da, da, adică nu pe plac. Deci să le faci... Te conformezi la toată lumea. Da. Dar chestia e, de ce să mă jignească acum? Nu? Asta e problema. Un exemplu, Dumnezeu mi-e marture că nu mă cert. Uite, am luat pe Dumnezeu marture că nu mă cert. Dar ăsta e adevărul cum spun eu. Fiecare face cum îi place mâncarea. Și de-aia și vă uitați un exemplu la mine, ca să vedeți cumva ceva nou. Nu că n-ați știut până acum să faceți mâncare. Dar poate vedeți la mine ceva nou și este atâtea femei care spune să-mi dea Dumnezeu sănătate, că asta n-am știut. Orice, chiar o mică întâmplare. Asta n-am știut și să vă dea Dumnezeu sănătate, că am văzut la dumneavoastră și fac și eu așa. Și atunci, când v-ați uitat la sarmalele alu Cuscra mea, alu mama lui Angie, într-adevăr, ea le face altfel față de mine. Dar nu trebuia să mă jumniți că nu o să face așa cum face soacra lui Angie. Dar nimeni nu vă obligă, că de-aia vă uitați la mine, ca să vedeți ceva mai nou, probabil. Și dacă vă place, încercați. Și dacă nu vă place, nu încercați. Dar nu trebuie să jigniți. Nu, no, păi asta e bonus. Că eu chiar acum vă spun că vă arăt cu așa o plăcere. Și chiar sunteți dragi. Auzi. Chiar mă bucur că mă lăudați. Dar când mă jigniți așa pe nedrept, parcă nu-i bine. Mami. Lasă, să vorbim de oamenii care ne laudă, că sunt mai da, mulți. Da, Doamne, dă-i sănătate la fiecare parte care mă iubește și care îmi dorește. La toată lumea dorim sănătate. La toată lumea, dar vreau să zic că este și care mă iubesc. Păi ăia sunt mai mulți. Acum eu nu spun, nu știu cum să mă exprim, să nu credeți că sunt materialistă pentru asta, dar vreau să spun... Ce mare iubire! Egoistă, să nu materialistă. Da, și așa e bine, cum zici. Că materialistă când e pentru ceva care... Da. Simți, care... Da, am înțeles. Nu știu unde e rolul meu care cu... poți să pipăi, mă refer. Rolul meu cu... Cu hârtie? Nu e, da. Nu e aici, lasă că îl caut eu.
Ce vreau să spun? Când am vrut să iau floarea aia care e de primăvară, care e trandafir japonez sau trandafir... Trandafirul meu să-l arăt înflorit. Să povestesc. No, și când am văzut că e așa de scump, n-am putut să dau atâția bani. Bucură, nu mi-ar fi plăcut, că dar eu mi l-am dorit. De ce mi l-am dorit? Fică, uite, toată vara el îi frunze, îi pom. Nu are flori. Dar m-am dorit, fiindcă știu că de primăvară, când începe zăpada să se ducă și începe un pic soarele să fie, deja înflorește. Și eu am știut tinerețea mea, copilăria mea, că așa fain e pomul ăla. Ei, ce vreau să zic? Că când am văzut ce scump e, nu l-am luat și de acolo, de la pomul ăla, m-am dus cu Natalia cu vrut McDonald's sau ce-o vrut, nu știu ce-o vrut, dar era la un magazin undeva cu Natalia. Și de aceea, hai mami, nu spui și tu ceva, dar chiar nici nu m-am mai gândit, nu că am fost eu năcăjită din cauza lui pomul ăsta, să fiu năcăjită că nu mai pot să vorbesc, da, de unde, nici vorbă. Dar pe moment am zis că n-aș avea ce să mai spun și eu. Și sora Camelia, doamna din America, o zis, Daci, vezi că ți-am pus bani, fără să știm noi, fără să... nici gând așa ceva. Vezi că ți-am pus bani, că am văzut pe sora Ronica că era atât de năcăjită că nu o lua pomul ăla și ți-am pus bani să iei pomul. Uitați ce dragoste! Și dacă ar fi fost sora mea de corp, cum să zice, poate nu m-ar fi trimis bani că eu nu m-am luat pomul ăla. Ar fi zis, n-o lasă că toată vara îi numai pom și frunză. Și acum vi-l arăt că poate cine sunt noi abonați nu știe despre ce vorbesc. Dar ea atât m-a iubit și atât au fost de bucuroasă că l-am luat atunci când m-a trimis banii, chiar n-am avut ce face, trebuia să-l iau. Da. Da. Obligat, forțat. Da. Da, este oameni care și te jignesc și te... Lumea, mami, lume. Lumea e lume, cum să zice. Nu da, trebuie să punem nimic la suflet. Nu, eu nu pun, că spun... Da, mai, nu pot să fii chiar de fier, de lemn. Și la doamna asta care m-a spus că nu-i place că filmez eu. Dacă era să stau să explic și așa, aveam o explicație mai frumoasă, dar scurt i-am spus ghinion. No, hai să-i arăt pomul, că uite acum am terminat. Prima dată arăt trandafirul. Iglesias. Uite-l acolo. Cum îl Iglesias. Chiar noi nu știu ce. E, când o fi mare? Nu știu, nu. Nici astea că le-am luat, eu n-am știut că cum arată. Când le-am cumpărat. Astea sunt de la ploaie. Au plouat foarte mult la noi în fiecare zi. Deci ce frumos miroasă astea seara. Că nu știi de unde miroasă așa fain. Ăsta e pomul, hai să arăt. Acolo, nu mai are flori. Ăsta de aici unde are crengile. Da. Și de primăvară, el înflorește minunat. Deci toate crengile astea... Cireș japonez. Toate crengile astea o să aibă aici floricele, micuțe roz, pe creangă. Pe crengile astea. O să crescut, parcă... Dar uite ce face via, că s-a băgat în el. Lasă, că îi tăiem noi vârfile. Îi tăiem, numai când se scutură de flori. Da. Și am găsit, am mers să iau, doamne, păsările astea... Concurează cu atale. M-am dus la Kaufland și acolo pântră rafturile cu lapte. Deci nici de cât unde sunt florile. Pântră rafturile cu lapte... Parcă Daci o zis să-i luăm lapte sau așa ceva și văd în spate ceva. Și am văzut flori ascunse în spate la baxurile cu lapte pe rafturi. Și am luat o floare camelia și era uscată, sărăcuța, am zis, nu, dacă se prinde, dacă nu, îi 30 de lei, o iau. Și vă arăt acum. Uitați câte flori. Adică câte frunze noi i-o dat. Dar ce s-o băga pe ăsta acolo? De aici, de la
ăsta. Dar ascultă-mă, că dacă nu-i punem pe pământ din ăla care trebuie... La toamnă! Nu, uite, am ocazia să le arăt cine îs noi abonați, să le arăt ce trandafir este, cire japonez. Hai, arată, uite, are acolo eticheta și arată că ce flori are. Aha. Vedeți? Sunt niște flori mici, roz, pe creangă în sus merg. Și am luat... Hai să vă mai arăt aici. Da. Ăsta încă nu o dat. Ăsta? Ăsta trebuie să dee. Uitați aici cât e de gros, are 20 de ani. Deci la vară o să aibă 20 de ani. Da. Fiindcă când s-a născut Denisa, în ziua când s-a născut Denisa, am fost atât de, nu știu să spun, supărată sau foarte necăjută că n-am fost alături de fiică mea când m-a sunat Mirela și a spus, mami, Anca e la spital, s-a dus să nască. Și nu, n-am cuvinte cum să vă spun că m-am sântit în ziua aia. Și m-am dus în piață și era o bătrânică și avea, atât era, în ghiveci, mic, și 5 lei sau așa ceva. Și am zis, lasă că iau eu pomul ăsta, că astăzi s-a născut nepoțica mea. L-am luat, avea o coroană și niște flori, e trandafir japonez, dar o înghețat, fiindcă centrala noastră, timp de iarnă, a început să curgă. Eu știu ce a avut cuptorul care l-am avut. Și vreo săptămână, cam așa, ne-am mutat pe partea asta lantă cu calorifere, am făcut foc, a foc. Ne-am încălzit cu calorifer la curent și unde au fost florile, n-am putut să încălzesc și o înghețat. Și de atunci nu mai își revine. Tot încerc eu, dar nu. Dar m-am gândit că la toamnă îl dai. Cred că de aici așa și să dee de nou. No. El dă de nou, își face coroane. Că uite, nu își face cum trebuie. Las că o să-și facă, ai răbdare. Nu mai își face. Auzi, dar ce e aici? Asta e buriană? Ce-o crescut așa peste noapte? Asta nu știu, nici eu nu știu și nu o cunosc. Asta eu cred că e floarea soarelui. Nu-i floarea soarelui. Dar ce poate să fie? Habar n-am. Dar peste noapte parcă a ieșit. Da, a ieșit așa dintr-o dată. Și nu știu ce e. Uite ce fain să face asta, super. Deci astea o să fie anul ăsta, super. Aici sunt mușcatele de la Carmen. Carmen, cine nu știe, este o prietenă de-a noastră din Timișoara. Și ea m-a cumpărat când am luat eu suportul ăsta, ea m-a cumpărat florile fără să-mi dau seama, să știți că, sincer vă spun, e o doamnă minunată. Și ficusul ăsta are o poveste. Cuscra mea, mama lui Angie mi-a spus, veniți să luați ficusul de la mine, că la mine numai încape în cameră, toamnă, spre iarnă. Nu mai pot să-l bag în undru, că e foarte mare. Și nu a mers nimeni să-l aducă și ea l-a lăsat afară și a înghețat complet. Și am zis, mi-l aduceți așa de primăvară, deci toată iarna a înghețat, a rămas afară. Și am zis, mi-l aduceți așa cum e, să-l văd eu. Și l-a adus, am tăiat ce-a fost uscat, tulpina aia, am tăiat-o și toată vara am udat-o. Și dacă am udat-o, a dat trei crengi, care de nou am făcut ficus din el. Și de câte ori l-am tăiat noi, că nu ne mai putea să încapă pe ușă? Da. Uitați aici cum am tăiat. Și de aici am tăiat. Și de aici am tăiat. Și de aici. Dar e un ficus din ăla care sunt mai multe coroane, nu-i din ăla care merge în sus, o bâtă. Ăsta e altfel. Ăsta e mai, eu știu cum să spun eu că... Deci și ficusul are o poveste. Nu, bine. Și cam așa arată curtea noastră acum, cu flori. Asta e un trandafir, iar minunat. Părul nostru are problemă, l-am stropit și mami. E sub pom. Și dacă e sub pom,
Ăsta miroasă, ăsta are miros, foarte miros. Și vă mai spun ceva, și asta are o poveste. Ăsta e gura leului, floarea asta. Și la doamna Bercuș era plin. De la poartă până la scărițele care mergea câtă ea la treptele ei, era plin de floarea asta. Și într-o zi, ce m-a venit mie, zic, ia să iau și eu o floare de la asta, de la tanti, să am amintire, că am știut eu că noi, bătrân, avea 95 ani. Și am luat, și ea că ea o decedat, și n-aș fi avut amintire de la ea, asta e floarea de la ea. Da. Dar de ce n-am luat mai mult, că am avut atâtea acolo? Nu știu. Dar eu trebuie să stropesc părul iară ăsta, nu-i merge bine. Au fost multe ploi și n-am putut să-l stropesc, l-am stropit și acum nu-i bine. Și Natalia m-a rupt florile mele. Da. Ara! Ara! Uitați cum o luat, și de aici, și de aici, și de aici, numai capul lor o luat, florile de aici așa le-o luat și le-o aruncat așa pe câine, i-au făcut ceva așa frumos, cu petale de... Da, și azi dimineața a fost la el în apă. Da? Da, da. E ceva, wow. Ceva romantic. Da. Hai.